Ok, ce facem însă cu mintea conspirativă când auzim de Dracula? Toată lumea a auzit de Dracula sau de Transilvania, nu? Dar dacă cineva te îndeamnă către terapia vampir, cum abordezi această situație? Hai să vedem cum abordează această situație la ușor de simplu colega noastră, Elena Popa. Hai să vedem un material. TRF-ul este o procedură prin care sângele pacientului este centrifugat, îl rotim la o viteză foarte mare ca să separăm partea superioară. Acolo se numește plasmă îmbogățită cu plachete. Am gătit foarte bine azi. Îmbunătățim cu un cocktail de acid hialuronic și vitamine, antioxidanți, ca să sporim efectul plasmei. Asta ce înseamnă pentru noi? Înseamnă pur și simplu partea bună din sânge, care vine cu nutriție la țesuturi. Vine și dă de mâncare acolo la fibroblast. Fibroblastul ăsta e ce ne menține pe noi tineri. Cu cât îl menținem pe fibroblastul ăsta în viață și activ, cu atât el produce colagen și noi ne menținem ca la 20 de ani. Fără griji, dar și cu bani, că între timp muncim. Marcajul ăsta nu e neapărat necesar, dar uneori eu prefer să-l fac pentru confortul pacientei ca să minimalizez punctele de injectare. Începem și injectăm 0,2 pe fiecare pătrățel. Nu trebuie să intrăm profund, pentru că trebuie să fim la nivelul pielii și atât, asta ne interesează. Cu cât suntem intradermic, adică în derm, cu atât e mai eficient. Dacă vedeți lacrimi, sunt de fericire, simte cum vine tinerețea. Per ansamblu, noțiunea asta de cât de dureroasă e o procedură e subiectivă. Deci n-ai cum să nu ai durere deloc, pentru că până la urmă băgăm niște ace în fața unui om. Dar folosim crema anestezică înainte, gradul de durere se reduce semnificativ. Da. Și dacă ai grijă când injectezi și ai și norocul să nu prinzi un văsut superficial, pleacă fără niciun fel de hematom și micile irregularități se rezolvă până mâine. Terapia vampir, deci nu e o conspirație, ci e ceva adevărat. E adevărat. Și nu te mușcă nimeni. Bine, Alex, nu putea să te muște? Te înțepăm. Eu chiar n-aș putea să mă mușc. El poate să ne frezeze. Da, corect. Și cum funcționează această terapie vampir, practic? Extragem din sânge plachetele. Sunt niște celule, nu trebuie să înțelegem. Da. Niște celule care conțin niște factori de creștere. Factorii ăștia de creștere... Femeile interesează rezultatul. Exact. Da, îți iau câțiva ani de pe piele. Asta fac. Dar și bărbații fac? Vampiro. Terapia vampir, da, și se poate face și pentru scalp, pentru căderea părului. Da, din câte știu eu, se face și ortopedie, nu? Să scadă părul, adică faci să scade părul? Lucrează fix în articulație și acolo stimulează fibroblastul. Și de fapt, tu ai 50 de ani. Și nu se înțeleg că îți faci terapia și scade părul? Doamne ferește, da. Și cât Doamne ferește. Înseamnă că nu ai fost la medicul potrivit, nu? Da. Nu, eu stau bine. Apropo de vampiri și de teorii, ați avut vreo teorie a conspirației în care să credeți când erați mici? Moș Crăciun? De Moș Crăciun, da. Moș Crăciun există. Așa este, da. Da. Apropo de teoria, ultima teoria a conspirației pe care am auzit-o este asta cu Flat Earth. Unii oameni cred, dar nu-mi dau seama la ce îi ajută, că cineva îi păcălește și că pământul de fapt este plat și nu este rotund. Nu? Dar știi care e explicația că nu poate ajunge nimeni la marginea pământului a lor? Care? E armata la margine și nu-i lasă să treacă mai departe. Și mai există o explicație când vă uitați drept până în orizont, vedeți că e rotund? Nu, e drept. E drept. Acolo se termină pământul. Asta știi cum e, Mihail. Când te uiți și zici, o întreb pe Iuliana, Iuliana, ce-i mai aproape? Luna sau Anglia? Luna, că o vezi. Exact, Anglia nu o vezi de aici. Da. Apropo, Macanache. Macanache v-a plăcut?
Da, da, da. Trebuie da, să începem să facem un pic de rep, așa, să ne încercăm. Relaxăm, să ne... Da, da. Tonul. Hai să dăm versul ăla. Ăsta sunt eu, ăsta sunt eu, sunt un vagabond, sunt un derbedeu. Ăsta sunt eu, ăsta sunt eu, sunt un vagabond, sunt un derbedeu. Ăsta sunt eu, ăsta sunt eu, sunt un vagabond, sunt un derbedeu.